Stimate audiențe, dragi colegi, rude, persoane care sunt invitate, vă aduc la cunoștință că astăzi avem o sărbătoare lucrativă în cadrul Facultății Universității Tehnice a Moldovei și anume vom audia public teza de doctorat a domnului Didoroc Sergiu. Până începe activitățile oficiale, permiteți să dau citire la două documente emisii de Autoritatea Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Prima decizie a fost din două număr, așa, pardon, prima decizie s-a referit la, da, numărul 2 din 24 noiembrie 23, unde s-a menționat despre situația neplăcută și anume că a fost membru a Consiliului Științific Ad Hoc, doamna Belic Olga a decedat și ulterior voi da citire noului Consiliu Științific. Și permiteți totodată în legătură cu decesii domnului Olga Belic și a doilea conducător, Darii Alex, să le omagiem o minută de amintire și reculegere. Vă rog, puteți să ne ridicăm. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ierte. Acum permiteți să dau iarăși citire decizii Consiliului de Conducere al ANACEC. Iarăși din 24 noiembrie se menționează de crearea, să zicem definitiv, a Consiliului Științific Ad Hoc. Și anume, membrii Consiliul Științific Specializat, Macare Vasile, doctor Carmen Știți de Biologici, Confuniv, Statetec Președinte. Pălănescu Sava, doctor în științe medical-veterinare, Confuniv, secretar al ședinței de astăzi. Tarciuc Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, membru Consiliului. Cătereniuc Ilia, doctor în științe medicale, Profunig, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Și Cociu Valeriu, doctor în științe medical-veterinare, conferent universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. Și avem în calitate de doi referenți oficiali, Suman Sergiu, care va fi conectat online, doctor habilitat în științe medicale, conferent universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu și Donica Gheorghe, doctor în științe medical-veterinare, Confuniv, Universitatea Tehnică. Și conform scenariului, doresc să menționez că la ședința de astăzi participă mai mulți colegi, printre care, deci în persoane așa, cu responsabilitate științifică, didact, printre care trebuie să-l menționez, doresc pe domnul decan, Facultatea de Medicină Veterinară, doctor Confuniv Mihail Popovici, și doamna șefă Departamentul Siguranță al Ministerului Sănătății Publice, doamna doctor Rita Holbani. Vă salut, vă mulțumim. Mai departe sunt mai mulți colegi din cadrul facultății și din alte instituții. Acum, pentru a aduce la cunoștința dumneavoastră și în genere mai mulți care se uită la noi online acum, unele momente esențiale din dosarul domnului doctor, viitorului doctor sau doctor medic veterinar, Sergiu Didoroc. Poftim, domnul Bălănescu. Bună ziua, onorată asistență. Dacă îmi permiteți, vă rog, pe scurt, vă duc la cunoștințe. Deci, dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în științe medical-veterinare. Deci, a fost pregătit conform regulamentului în vigoare dosarul, care, deci, cuprinde o gamă largă de primul rând, decizia Consiliului de Conducere Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Deci este prezent. Deci, teza de doctor în știință medical-veterinare, deci al domnului Didoroc Sergiu, cu denumirea vascularizarea și inervația organelor genitale
la Iepuroaice, în ontogeneza postnatală. Deci specialitatea 431.02, morfologia, morfopatologia și oncologia animalului. Conducător științific Ienciu Valeriu, doctor habilitat în științe medicală-veterinare, profesor universitar. Deci, consultat științific Dari Alec, deci, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Nu și autorul, deci, teza este prezentată, este semnată de autor și conține totul ce este necesar. Adăugător, deci, este rezumatul tezei acum, deci, prezentat, consemnat de autor, de secretar și deci, de conducător științific. A fost, deci, și el repartizat conform regulamentului la 9 noiembrie 2023. În dosar este lista, deci, care, deci, organizația a fost, deci, expediată. Apoi, deci, în dosar, hotărârea seminarului științific de profil ad hoc, deci din 22 iunie 2023, este prezentă, a cincea, deci, avizul seminarului științific de profil ad hoc, avizul conducătorului la teza de doctor în știință medicală veterinară a domnului Didoruc Sergiu, o aparte, deci, este, deci, nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor în știință medicală veterinară a domnului Didoruc Sergiu, deci, este prezentă. Deci, totodată, deci, s-a prezentat răspuns la nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor în știință medicală veterinară, iar repet, al domnului Didoruc Sergiu. Este prezent în dosar. Deci, și important, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele sau digitale. Nu și o parte componentă importantă, avizile centrelor științifice referitoare la valoare. Nu și, deci, o parte componentă este, deci, suplimentul publicatul care sunt prezente aici. Nu și lista lucrărilor științifice de bază care au stat la tema tezei ca tare. În linii generale, aceasta informație, vă rog, dacă sunt întrebări. Mulțumim, domnul secretar. Mulțumim, întrebări dacă le dau. Fanul clar, ceva probleme care nu au fost clare parcurs față de domnul Bizoruc, Sergiu. Și probabil aici trebuie să fie, Sergiu, și avizul sau proces verbal de voluntatea primară, așa? Tot este, conform... Vă rog, întrebări. Dacă nu sunt, vă mulțumesc în prezenție și acum, conform scenariului și lucrurilor logic înțelese, oferim cuvântul domnului pretendent la înaltul titlu de doctor în științe medicale veterinare, domnului Sergiu Didoruc. Sergiu, aveți 20 de minute. Onorată asistență, mulți stimați membri Consiliului Științific Specializat, permiteți-mi să vă prezint referatul la tema tezii de doctor în științe medical-veterinare cu titlul Vascularizarea și inervația organelor genitale la Iepuraice în ontogeneză postnatală. Se cunoaște în ultimul timp că în Republica Moldova cunicultura sau creșterea iepurilor de casă a devenit o afacere profitabilă, dar ca orice afacere are anumite nuanțe care trebuie să fie luate în calcul, anume nuanțele de reproducere. Se confruntă foarte des antreprenorii cu situația când este nevoie de apreciat corect vârsta tineretului de a introduce în ciclu reproductiv. Astfel, necesitatea unui studiu anatomo-topografic mai aprofundat cu referire la variabilitățile
aspectelor morfometrice de dezvoltare a surselor de vascularizare și inervație a elementelor aparatului reproductiv la iepuraice sunt dictate de necesitățile tehnologice de menținerea sănătății femelilor, de soluționarea problemelor de corecție dirijare a procesului funcțional de reproducere. Scopul lucrării este studiul morfologic multidimensional în aprecierea indicilor de creștere postnatală a organocomplexului genital la iepuraici. Obiectivele cercetării: stabilirea variantelor anatomotopografice de origine a arteriilor, formarea și distribuirea a patului vascular prin metodele macroscopice, evidențierea originii, traiectelor și interrelațiilor rețelei și fibrelor nervoase extraorganice, stabilirea maturității fiziologice a iepuraicilor pe baza cercetărilor realizate și optimizarea termenilor de introducere a lor în procesul tehnologic de reproducție. În urma scopului propus și obiectivelor au fost elaborate următoarele metode, au fost efectuate măsurări morfometrice macroscopice, a fost metoda apreciere a patului vascular prin coroziune, metoda de apreciere a patului vascular cu utilizarea maselor solidificabile, prepararea nervilor fine după Vorobiov, metoda Ehrlich-Dogel și metoda histologică hematoxilin-eozin. În urma acestor metode au fost supuse cercetării 123 de capete de animale, fiecare metodă având diferit număr de capete și diferită vârstă. Rezultatele obținute. Primul aspect a fost analiza aspectelor morfofuncționale ale compartimentelor aparatului genital la iepuraice. Se cunoaște că aparatul genital la iepuraice este constituit din următoarele segmente: ovare, trompele uterine, uterul de tip duplex la iepuraice, vagin, vestibulul vaginal și vulva. Și evident, în studiile noastre au fost examinate toate particularitățile morfometrice a fiecărui segment în parte. Prima cercetare care a fost efectuată, aprecierea greutății corporale a animalului, urma căruia s-au evidențiat trei perioade. Prima perioadă care a cuprins vârsta între 10 până la 3 luni, 10 zile până la 3 luni, a doua perioadă de la 3 luni până la 5 luni și a treia perioadă de la 5 până la 8 luni. În urma analizei acestea s-au evidențiat următoarele. În prima perioadă creșterea zilnică a fost de 33,4 grame per zi, în perioada a doua 24,6 grame per zi și în perioada a treia 11 grame per zi. Ceea ce putem noi observa, o diminuare de creștere zilnică a acestei specii. Cea mai intensivă creștere a fost în perioada prima de creștere. Ce se referă la aprecierea lungimii corporale, s-au observat aceeași tendințe de creștere în prima perioadă, cu aproximativ 0,39 de centimetri per zi, a doua 0,08 centimetri pe zi și a treia 0,04 centimetri pe zi. În raport de procentual, în a doua perioadă s-a micșorat creșterea cu 68% față de prima perioadă. Următorul aspect de analiză a fost aprecierea parametrilor de masă și parametrilor lineari a segmentelor aparatului reproductiv. Prima a fost aprecierea masei ovarelor, în urma căror s-a evidențiat că la vârstele între 10 până la 2 luni, creșterea este neesențială și o constituie 17 mg. De la 2 până la 4 luni este cea mai intensivă creștere, care prezintă aproape 157 de mg, ceea ce constituie 9,15 ori față de prima perioadă de creștere. Și la a treia perioadă creștere au constituit în jur de 50 de miligrame, ceea ce constituie 68,15% mai puțin decât a doua perioadă de creștere acestei specii. S-au observat și anumite modificări la nivelul dimensiunilor ovarelor, dimensiunile lineare a ovarelor. Astfel, lungimea, lățimea și grosimea tot are un anumit pondere de creștere în prima perioadă, cea mai
eficace, în a doua și a treia perioadă scade aproximativ cu 3 sau 6 ori consecutiv. Următorul etap a fost examinarea structurii histologice a compartimentelor aparatului reproductiv, în urma căruia au fost examinate 30 de animale. Vârstele cuprinse în cercetare au fost de la 1 până la 6 luni și ca rezultat au fost evidențiate următoarele modificări. Luând în calcul modificările la nivelul zonei corticale a ovarului, au fost observate în prima lună o apariție cantității mari de folicul primordial și primar și primordial. În a doua perioadă, numărul de folicul primar se mărește, apar și foliculii secundari. Către a treia lună, pe lângă foliculii secundari, apare o cantitate mare de folicul veziculos și foliculii terțiari. Și către a patra lună apare o cantitate mare de folicul a 30, ceea ce ne poate vorbi că la vârsta dată femeile ajung la maturitatea sexuală. Totodată au fost observate anumite modificări la nivelul mucoasei trompilor uterine, în urma cărora au fost apreciate pliurile, numărul și cantitatea pliurilor și grosimea lor. Astfel, la prima lună au fost observate în jur de 4-6 pliuri care se creează la nivelul mucoasei trompilor uterine. Către a treia lună, numărul lor se mărește până la 13-16 bucăți și către luna a 6-a, 16-19 bucăți, ceea ce constituie crește aproximativ în număr cu 3-8 ori. S-au observat și anumite modificări la nivelul peretelui uterin. În urma analizei datelor obținute, s-au constatat că 54,7% din toată grosimea a peretelui uterin la vârsta de 3 luni îl constituie mucoasa, care crescând treptat spre luna 5-a, acest criteriu se obține până la 58,6%. Spre a 6 luni de creștere, grosimea totală a peretelui uterin se mărește aproximativ cu 93 ori. Peretele vaginului tot capte anumite modificări, anume la prima lună se începe crearea pliurilor vaginale, care sunt construite în general din celule epiteliale. Către a doua lună, lungimea lor se mărește până la 76,42 microni, și cuprind pe lângă epiteliu și masa conjunctivală. Către a șasă lună, această creștere ajunge până la 617,54 microni, creșterea având o creștere de 8 ori. Următorul aspect este aprecierea schimbărilor morfometrice ale aparatului vascular a organelor genitale la epuraice în perioada de creștere intensivă. În urma acestor cercetări, în prima dată a fost utilizată metoda nouă de folosire a preparatelor solidificabile, fluorescente, prin care au fost apreciate arteria ovariană, arteria uterină, arteria vaginală și arteria pudentă internă, vasele care participă indirect la procesul de vascularizare a tuturor segmentelor ale aparatului reproductiv. În urma acestei examinări s-a constatat că cea mai mare pondere de creștere a avut ramura uterină posterioară a arteriei uterine, a constituit 66,9% către a patra lună de creștere. Arteria vaginală și arterie pudentă au demonstrat o creștere de 57,1% și consecutiv 41,5%. Cea mai mică pondere de creștere o are ramura tubară uterină, pavilionul trompii uterine. Luând în calcul varietățile de poziții și tortuozitate a arteriilor ovariene, au fost constatate următoarele specificații. În 50% de cazuri, arteria ovariană dreaptă emite mai cranial decât arteria ovariană stângă. În 36% de cazuri, arteria ovariană stângă provine mai cranial decât arteria ovariană dreaptă și în 14% de cazuri ei au o proveniență egală sau paralelă.
În toate aceste cazuri, arteria mezenterică caudală se poziționează cranial. Dar au fost și cazurile, 7,14%, când arteria mezenterică caudală se poziționa între arteria ovarică cranială și cea arteria ovariană dreaptă și cea stângă. Luând în considerație particularități de origine a ramurilor tubare, arterii ovariene, putem constata următoarele, că în 64,3% de cazuri, arteria tubară dreaptă provine printr-un trunchiul comun cu arteria ovariană propriu-zis. În 35,7 cazuri, cea dreaptă provine separat. Și evident, în partea stângă, în 71,4% de cazuri, arteria tubară provine prin trunchiul comun cu arteria ovariană stângă și în 28,6% de cazuri, arteria tubară stângă are origine separat. Luând în calcul distribuirea arteriei ovariene propriu-zise, au fost constatate următoarele. Prima, în 57,1% de cazuri, arteria ovariană propriu-zisă are o ramură de pătrunderile în ovar. În 42,9% de cazuri, are două ramuri. Acest fapt a fost constatat, anume, luând în calcul vârsta, la vârsta de 2 luni este o ramură, în vârsta de 4 luni sunt două ramuri. Totodată au fost apreciate și zona de pătrundere a arteriei ovariene propriu-zise. În partea dreaptă, 92,8% de cazuri, ea pătrunde la polul caudal în ovar. În 7,2% de cazuri, la nivelul polului cranial. Și în partea stângă, în toate cele 100% de cazuri, ea pătrunde la nivelul polului caudal. Ramurile arterii pavilionului trompii uterine tot au anumite ramuri, și în partea dreaptă și în partea stângă, la vârsta de 2 luni, au o ramură, constituie aproape 57,2% de cazuri, la vârsta de 4 luni, 42,8% de cazuri. Totodată au fost observat 35,7% de cazuri când arteria pavilionului trompii uterine se anastomozează cu ramura arterială ovarică, care are origine de la ramura cranială a arteriei renale, sub cifra numărul 8. Luând în calcul particularități structurale și de proveniență arteriei uterine, s-au observat următoarele. În 100 de cazuri din partea dreaptă, artera uterină provine printr-un trunchi comun format din arteriile uterine posterioară și anterioară și din arterii vizicii urinare, dorsală și ventrală. Din partea stângă, în 71,4 de cazuri, ele formează un trunchi comun, dar în 28,6% de cazuri se bifurcă în două trunchiuri, unul fiind format ca arteria uterină, anterioară și posterioară, a doilea ca artera vizicii urinare, cea dorsală și cea ventrală. Luând în calcul ramurile secundare și terțiale ale arteriei vaginale, au fost observate anumite modificări la nivelul ramurilor terțiale, care au constituit la vârsta de 2 luni, 2-4 ramuri terțiale, la vârsta de 4 luni, 5-6 ramuri terțiale. Putem observa că acestea sunt ramurile terțiale sub numărul 6, ceea ce ei constituie o creștere aproximativ de 1-6 ori. Urma analizei aparatului vascular a sistemului reproductiv au fost elaborate o schemă de vascularizare tuturor segmentelor ale aparatului reproductiv de la iepuraici, după autor. Ce se referă la cercetările morfometrice a diametrului vaselor sanguine venoase, tot au fost luate în calcule vena ovariană, vena uterină, vena vaginală și vena pudentă internă și ramurile lor. În urma analizei date, au fost apreciate următoarele parametri. Creșterea parametrilor lineari de la a doua lună către a patra lună. Unii noi observăm că cea mai mare pondere de creștere are ramura uterină posterioară, asemănător și cu arterii.
mai mică ramura ulterioară anterioară 59,8% și vena vaginală 58,0%. Cea mai mică pondere de creștere are vena ovariană și o constituie 27,1%. Luând în calcul punctele de terminație a venei ovariene și având în vedere partea de proveniență, au fost constatate următoarele specificări. Din partea dreaptă, vena ovariană dreaptă are un traiect asemănător arterii ovariene drepte și pătrunde direct în vena cavă caudală. În partea stângă sunt anumite particularități unde în 71,4% vena ovariană stângă confluiază cu vena azigos, apoi prin trunchiul comun confluiază cu vena iliolombară stângă și după aia se confluiază cu vena cavă caudală. Și în 28,6% de cazuri, vena ovariană stângă confluiază direct de vena iliolombară stângă și apoi în vena cavă caudală. Ramurile confluiente ale venei uterine sunt cele mai masive, având în vedere că vena uterină este cel mai principal vas de scurgere a sângelui din sistemul reproductiv. Ea este formată din vena uterină anterioară și posterioară. Au fost observate anumite modificări anume la nivelul venei uterine anterioare, care se formează din ramurile laterale și ramurile mediale. Ramura laterală a venii uterine la vârsta de 2 luni primește câte 2-3 ramuri, la vârsta de 4 luni primește 3-4 ramuri. Și ramura medială de la vârsta de 2 luni primește 4-5 ramuri de la pieretele coarnelor uterine și la vârsta de la 4 luni primește 5-8 ramuri de la pireții coarnelor uterine. Următorul aspect este formarea în pieretelui vaginului a vestibului și a vestibului vaginal unui sinus vinos foarte voluminos. El este sub numărul 14 la noi, sinus vinos, care prin ramurile sale confluiază cu vena vaginală dreaptă și stângă și asigură scurgerea sângelui vinos din segmentul vestibului vaginal și din vagin. Ca și în cazul arteriilor, pe baza datelor obținute au fost create și redate schema a ramurilor vasculare vinoase ale sistemului productiv la iepuraici. Următorul aspect este analiza și aprecierea legităților de inervație ale aparatului reproductiv la iepuraici. În urma acestei analize s-a constatat că ganglionii de bază care asigură inervația segmentului reproductiv, organul complexului reproductiv la iepuraici, sunt ganglionii paravertebrali, de la primul până la cincea ganglion lombar. Ele, prin ramurile sale, asigură inervarea segmentelor ale aparatului reproductiv. În urma analizei s-a constatat că ganglionii paravertebrali pot avea aspect fusiform și aspect poligonal. Avem aici aspect fusiform și aspect poligonal. Totodată s-a evidențiat că ganglionii paravertebrali se comunică între ele prin una sau două ramuri interganglionare și prin două-trei ramuri de conexiune cu nervii spinali, astfel asigurând formarea altor segmente de inervare a aparatului reproductiv. În urma analizei, parametrilor lineari a acestor ganglioni paravertebrali s-a constatat că cea mai mare creștere o demonstrează anume ganglionul al patrulea, având o creștere în lungime de 25,6% și o creștere în înălțime 53,0%, în mediu 39,3%. Următorul aspect este ganglionii prevertebrali care participă la inervarea sistemul reproductiv. Ei sunt ganglionii intermezenterici, ganglionul mezenteric caudal și ganglionul ovarian. Ganglionul
Permis imperic, ganglion mesenteric caudal și ganglion parian. Distribuirea ramurilor nervoase a plexului mezenteric caudal este următoare. La baza sa, plexul mezenteric caudal creează trunchiul hipogastric, care are o direcție caudală paralel cu aorta abdominală, unde la nivelul bifurcației aortei se bifurcă în două trunchiuri, apoi acești trunchiuri emit ramurile pentru formarea plexului lombar. Plexul lombar, în rândul său asigură inervația organelor posterioare a sistemului reproductiv. Particularitățile structurale ale ganglionului ovarian. Totodată la baza, trunchiul hipogastric formează ganglionul ovarian, care, poziționându-se în apropierea arteriilor ovariane dreapta și stânga, creează plexurile ovariene, care mai departe emit ramurile care se continuă paralel cu arteriile și participă la inervarea segmentului trompilor și a ovarului. Luând în calcul aspectele lineare a surselor de inervare a aparatului reproductiv la epuraice, putem observa că cea mai mare creștere a fost observată la nivelul ganglionului ovarian și constituie aproximativ 5,83 de milimetri sau 45,4% către a patra lună de dezvoltare postnatală. Sursele de inervație a porțiunii caudale sunt evident provenite din plexul pelvin și cea mai principală ramură care asigură inervarea acestui segment este nervul pudent. În concluzie, analizând aceste aspecte, a fost elaborată schema de inervație a segmentelor organelor genitale la iepuroaici. Ce se referă la concluziile generale și recomandări, dacă îmi permiteți să nu le dau citire, luând în calcul că aveți aceste concluzii la dumneavoastră în referatele și proprii. Mulțumesc pentru atenție. Așa, mulțumim frumos. Întrebări, vă rog. Și întrebări trebuie să fie. Și în genere este o susținere publică și de aceea participă nu numai membrii Consiliului, dar toți cei prezenți. Dacă n-aveți, eu am să vă rog câte unul să oferiți întrebări. Domn Colonel Pistol, ce întrebare aveți dumneavoastră? Asta tot e bine. Vă rog. Domn profesor, vă rog. Asta e Ana Starciuc, vă rog. Este dacă... Deci întrebarea mea este, luând în calcul diversitatea vascularizării organelor genitale, care ați prezentat-o dumneavoastră, influențează diferența procentajul tipurilor de vascularizare la indice de productivitate și dacă da, prin ce deci, se exprimă aceste influențe sau diferențe? Mulțumesc pentru întrebare. Ce se referă la indice de productivitate? Evident, au fost mai mult partea studiilor a fost de aprecia cum se dezvoltă patul vascular în dependență de vârstă și logica, cât mai bine este dezvoltat patul vascular, cât mai bună este și productivitatea acestei specii. Și evident, și dezvoltarea sistemului reproductiv este mai bună. Întrebarea așa, dar dumneavoastră n-ați avut ca scop... Da, ca scop nu a fost, dar totuși, luând în considerație, dezvoltarea, da, logic, da, este. Dacă este microfonul la mine, am să mai pun și a doua întrebare. Odată ce domnul președinte solicită să fie întrebări cât mai multe. Da, dumneavoastră ați spus că pentru prima dată a fost utilizată metoda utilizării substanțelor solidificabile. Dar până acum nu s-a mai folosit metoda asta? Sunteți dumneavoastră autorul? A fost menționat că metoda solidificabilă anume cu pigment fluorescent.
Această metodă nu a fost, a fost depus documente către brevetare și ele sunt, cu părere de rău, tot încă în continuare la spre analiză. Este cerere de înregistrare, dar n-am obținut încă răspuns. Dar anume ce se leagă cu utilizarea pigmentului fluorescent. Bine, mulțumim. Da, și încă o întrebare și mai apoi dau mai departe microfonul. Dacă ați văzut vreo diferență referitor la indicii reproductivi în cadrul studiului la eproacele cu întreținere intensivă, semi-intensivă și extensivă. Adică la dumneavoastră acolo permis este numai intensivă și semi-intensivă. Mulțumesc. A fost efectuat anume în fermele cu creșterea semi-intensive și intensive. Și evident, scopul a fost de a obține cea vârstă optimă, anume în aceste condiții de întreținere. Că majoritatea persoanelor care se ocupă cu creșterea ieprilor consideră că semi-intensiv și intensiv sunt cele mai optimale metode de creștere pentru a obține anumite cantitate de productivitate de la iepuraci. Mulțumim frumos! Vă rog, stimați membri ai Consiliului, stimați prezenți, o să adresez o întrebare referitor la domnul Sergiu. Cum considerați, care din parametrii morfometrici sau histologici sunt cei mai importanti în vederea pronunțării decizii referitor la maturitatea sexuală sau fiziologică, că de aici rezultă recomandarea pentru producție? Adică care din acești parametri care ați examinat dumneavoastră? Mulțumesc pentru întrebare. Ce se referă la parametri morfologici, cele mai maturitatea sexuală a fost apreciată cam aproximativ la vârsta de 4 luni, apariția celor corp a 30 și evident la 3 luni apariția foliculor terțiali, secundari și celor graf. Ce se referă la parte fiziologică, anume a fost luat în calcul structura peretelui uterin, modificări anume în structura peretelor, diferitor segmente ale aparatului reproductiv. Anume, această creștere se desfășoară puțin mai târziu, aproape jumate o lună, ceea ce este necesar pentru a asigura o dezvoltare bună a fetușului. Este nevoie că femeia trebuie să fie dezvoltată și fiziologic, nu numai din punct de vedere sexual. Deci, prima a fost apariția foliculor, a doilea, schimbările morfometrice la nivelul peretelui, trompilor uterini, coarnelor uterului și vaginului. Numai schimbările morfometrice. Vă mulțumesc. Și dacă îmi permiteți, domn președinte, da, încă o întrebare. Care din metodele utilizate în cercetare au fost cel mai dificil de realizat? Că nu întotdeauna este ușor. Nu, mai scump o să fie a doua întrebare. Mai dificil, din punct de vedere tehnic. Cel mai dificil din punct de vedere tehnic a fost aprecierea patului vascular venos. Având în vedere că în sistemul venos sunt valvule venoase și este imposibil de injectat direct prin vena cavă caudală. Și a fost examinat o metodă cu utilizarea maselor solidificabile cu pigment fluorescent care se diluează în apă anume și prin injectarea prin vase sanguine, prin capilare, când se întorcea înapoi lichidul, se făceau legături la nivelul venii cave caudale, se bloca fluxul și apoi se aștepta să fie coagularea, întărirea acestei mase și după această apreciere. Și metoda Ehrlich Doggel, tot, că necesită anumite cerințe de temperatură, anumite cerințe de pH, dar în linii generale anume metoda de apreciere patului venos. Din punct de vedere meu, cel mai complicat. Da, mulțumesc. Și dacă îmi permiteți, domn președinte, încă o întrebare tot referitor la metode, fiindcă metode foarte interesante și aplicate în condițiile facultății noastre, să zicem, care din aceste metode v-a oferit cea mai mare satisfacție ca rezultat de cercetare și
Rezultatele au fost... Utilizarea metodei de substanțe solidificabile cu fluorescență. Foarte... Nu e de ușor, de, pe de o parte complicat, dar și rezultatul destul de bun și interesant. E impresionant. Da, impresionant. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog întrebări. Bună ziua. Felicitări, în primul rând, pentru raport. V-ați încadrat în timp. De menționat, totuși, metodologia de injectare a maselor plastice autosolidificabile prin adausuri fluorescente sunt extrem de importante. Eu aș fac așa o mențiune și o remarcă. Sunt foarte importante în contextul vizualizării capilarilor și celorlalte structuri, microstructuri vasculare, pentru a vedea acea diversitate de vecinătate. Și fără îndoială este dificil injectarea retrogradă în sistemul venos, dar fără îndoială că iepurile nu se deplasează în verticală ca și omul. Întrebare. Luând în considerație de particularitățile plexurilor arteriale și venoase, da, ca și distribuție vasculară, ca și reflux, ați observat cumva așa din practica dumneavoastră o diferență între ca și tipuri de diferență de vascularizare într-o specie în cadrul unii și aceeași linii de iepuri, dacă mă exprim eu corect, da? Dacă m-ați înțeles cum am vă spun, da? Adică la diferite specii de iepuri există diferență între particularități de vascularizare a organelor genitale, inter, aparatul de reproducere. Mulțumesc frumos pentru întrebare, dar... Ca și ramuri accesorii, ca și... La... Noi am utilizat specii anume... Consider că chestiunea în cauză cumva este legată și nemijlocit de utilizarea unei sau alte linii pentru a spori producția, pentru a crește componenta economică, da, și de producție carnică atare. Noi am examinat anume specie HIP+, de ce compar cu alte specii, nu pot să mai expun, deoarece a fost examinată numai specie HIP+. Dar pe viitor poate fi luat în considerație să luăm și analizăm și alte specii de iepuri, să comparăm dacă sunt anumite particularități în vascularizarea organelor reproductive. Mulțumesc frumos. Mai aveți întrebări, domnule referent? Da. Mulțumim frumos. Vă rog întrebări încă dacă aveți. Deci, iată, am întrebat. Iată, singurul mai demonstrat la o etapă, oarecare la 2-3 luni, undeva apar ramificații mai timpurii și așa. Dar iată, ramificațiile astea, în condiții normale, au mai fost semnalate la iepuri sau nu? Sau numai în condiții este semi, nu semi, dar în genere, fermul ne-a făcut studii, este nici intensiv, dar super intensiv de exploatare. Evident, în condiții normale de dezvoltare unui organism, numărul de ramuri vasculare se mărește. Dar a fost scopul și a fost pus anume în, luând în calcul acest mod de creștere intensivă și semi-intensivă. Dacă se păstrează acea creștere și ce particularități structurale pot apărea în urma exploatării acestor specii în așa condiții. Deci, evident, sunt anumite modificări, ele se păstrează puțin mai târziu decât după protocol, dar deci asta și-a fost scopul de a aprecia anumit concret care este cea vârsta optimală de introducere speciei în ciclul reproductiv. Cât eu înțeleg, cercetările voastre au manifestat prin cercetări științifice și au arătat că totuși în condiții intensive este o precocitate a aparatului genital, așa? Mai devreme. Da, evident. Că totuși, iată, unul din colegii noștri a ieșit, dar chiar m-am unească cu cercetări. La 80 de zile, practic, iepuri ajung la 3 luni și sunt la sacrificare și nu numai ei, dar toate animalele se dezvoltă mai repede. Și încă o întrebare până colegii. Așa, încă o întrebare. Uitați-vă. Noi știm foarte bine că în intestin, așa, imunitatea este foarte pronunțată și cam imunitatea organismului 70-60-70% este intestin. N-ați văzut când ați făcut examene histologice formațiuni care poate să vorbească despre imunitate la aparatul genital? Practic, nu prea se întâlnește în literatură, dar dacă ați întâlnit așa ceva. Sau n-ați putut să citiți, să vedeți, să examinați? Vă spun, este întrebare bună, interesantă, dar scopul a fost aprecierea
particularităților liniare, anume și nu au fost ceva modificări care pot fi luate în calcul, anume din cauza. Bine, mulțumesc. Asta ar fi tema, doctor Habilitat, fiindcă în genere, aparatul genital, iată și este unul din cei mai buni specialiști în domeniul reproducerii. Domnul Mircea, dumneavoastră ați întâlnit așa în literatură despre rezistența naturală, așa descrisă mai amănunt, anume în organele genitale în animale. Este. Mulțumesc, dacă vedeți, la iepuri, la tine, nu e așa că... Avem de loc în viitor. Vă rog, întrebări încă. Încă e o întrebare, dar totuși, iată, domnul profesor, face o întrebare. Cum vedeți, totuși, dacă nu în cercetări, dar prin perspective, semnificație, aspectul practic al cercetărilor în contextul și însemânțărilor mai precoce, să zicem, în contextul obținerii a mai multor progenituri și anume bani, cum lucrurile să se reflectă? În primul rând, pe lângă obținerea precoce a însemânțărilor, este nevoie de luat în calcul pentru un lucru că femeia trebuie să fie aptă în reproducție în anumit timp, perioadă de timp. Dacă de unii sunt utilizat hiperintensiv, se primește că femeile trebuie să le expus de ciclul reproductiv peste o jumătate de an sau peste un an, asta e în cazul foarte bun. De ce este mai bine de utilizat semi-intensiv, când femeia poate fi utilizat un an jumătate până la 2 ani. Deoarece cât mai intensiv, cu atât mai repede se epuizează organismul, cu atât mai repede. Pe de o parte, poate fi considerat că productivitatea obține productivitatea înaltă, dar pe de altă parte, pierzi din volumul acelor femei care pot fi însămânțate. Deci, totuși, este nevoie de ales. Sau unul sau unul. Am zis, mulțumesc frumos și totuși, noi colegii, așa, n-ar permite să nu spunem că tehnologia intensivă nu se reflectă numai asupra aparatului genital, dar în general, asupra organismului. Da. Al însemânțăm sau nu la timp, dar sau creștere intensivă se reflectă și asupra altor sisteme. Și chiar dacă și nu folosim aparatul genital mai devreme, totdeauna merge epuizare. Productivitatea scade. Așa. Și iată iarăși apar întrebare, dar cum dumneavoastră ați văzut, iată, când este maturitate sexuală și fiziologică, așa? Cum e sensarea noastră să atenție? De pildă, la alții specii, nu știm, când vaca, scroafa, ajunge la 70-75% din masa corporală, așa? Tot ce poate fi acceptată în reproducere. Dar la iepuri, cum lucruri să se reflecte? Mă rog. Sunt 6 de date, la iepuri se obține aproximativ 85% din masa corporală, dar iarăși, luând în calcul, mă repet, poate încă o dată, metodă de semi-intensivă, uneori se primește așa că femeia este obeză, dar prea grasă și luând în calcul parametrul de 85% din masă corporală, putem însămânța uneori chiar și la două. Luam considerați că se poate însămânța. Ce vreme? Dacă obține o masă necesară după anumite criterii. Da, dar atunci... Deci, da, dar atunci, evident, starea sexuală, maturitatea sexuală și fiziologică nu este atinsă. De ce și-a fost? Scopul să apreciem anume când se înaintează starea sexuală, ne luăm în calcul acele criterii de masă corporală, 85%, 90%. Vă mulțumesc. Iar că mi se pare aici și este esența lucrării dumneavoastră în răspunsul ăsta. Că, așa-i, domnul profesor, am adresat la domnul Ienci, care și-a fost consultat știință, sau conducătorul meu asocial. Vă rog întrebări dacă sunt, dar dacă nu trecem la altă raundă de promovare a ședinței. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc la cei care au dat întrebări și cei care s-au gândit cu bine la întrebări. Și acum trecem la alt punct. Ofer cuvânt, secretarul științei, zic, domnul doctor, confundit. Salieri Vălănescu, Salonescu, centru a aduce la conștiință avizul semnal științific de profil în note informative și alte numite care trebuie să dați citire. Vă rog. O stimată audiență, îmi permiteți, vă rog, să vorbesc, deci... Nu. Nu mai este. După... Sustanță.
după plenarul științific și petrecut în cadrul au fost deci propus unele recomandări și obiecții, deci care îmi permiteți să vă aduc elementele aici. De utilizat terminologia latină în descriere legendelor figurilor. M-am observat deci acum chiar în prezentare, deci e tot efectuat atare. Deci, de a folosi fraza sistemul de organo-complexe în loc de segmentele sistemului reproductiv la ecologie. Deci, după consultare, totul modificat. De a redacta concluziile și recomandările. Deci, am observat că s-au redactat aici și acum ai descoici și te recomandă. Noutatea științifică în prezentare, deci în prezentare precedentă, să fie compactă și expus în două, trei propoziții. După părere, deci, am observat să fie efectuat. De a introduce în descriere figurilor preparatelor histologice, metodele de colorare și înmărire a obiectivului cu care a fost examinat. Adăugarea elementelor grafice pentru explicarea mai clară a unor modificări de vârste ale sistemului reproductiv la ecologie. Deci, partea aceasta, deci, la Sfântizat. În două parte, deci este necesar de privind la nota informativă de la Anna Cer, care a fost obținută. Deci, practic, au fost făcute următoarele deci, obiecții, recomandări. Deci, nu e obligator ca să fie, dar ele trebuie să fie testizate. De a adăuga în introducere ipoteza de cercetare. S-a făcut și asta este foarte deci, prezentat, înscris aici. Cred că nu e cazul ca să nu știu da. Care au meditat. Deci, a scoate punctele de la sfârșitul denumirii capitolilor și subcapitolilor. De exemplu, pagine, deci s-au efectuat. Și a treia, deci, a completat sursele bibliografice cu publicații recente. Deci, au fost posibilitate, deci asta este în nota formativă, deci au afectat, deci în piață schimbată. Vă informez, deci, da, au fost, deci. A prezentat bibliografia în mod uniform, deci cu o formă ISO-a, așa. Deci, practic, toate acestea au fost prezentate și în mod definitiv. Și următoarea componentă este să vă informez despre lista vizitelor. Că au venit, deci, pe total, sau la discuția acestei teze de doctorat. Deci, din țară, deci, Balan Ion, ce este stat și instituție? Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, în Moldova, deci. Mariana Caraman, deci, în cadrul Institutului Științific-Practic de Biotehnologie, Zootehnie și Medicină Primară. A treia, Porcescu Grigorie, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar. Acum, deci, din Chiev, din țara vecină, Mernic, Oleg, deci, Costiuc, văd că deci, da. Și, deci, este la o facultate, deci, în Facultatea Veterinară Medicină Ucrainei, AMIN, Nicic, S.A., deci, Institutul Veterinară Medicină, Națională Academie Agrară de Nauci Ucrainei. Din țara vecină România, deci, Spatara Constantin, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Știință Agricole și Medicină Veterinară Iași, Spatara Micaela, între acelea, deci, Facultatea Instituției, Iași, dar Solcan Carmen, iară, deci, la cadrul Iași. Nu știu, deci, din la Cluj Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Știință Agricole și Medicină Veterinară, Damian Aurion,
sunteți la București, a facultate de vicinitariat, Predoi Gabriel, deci toți acestea din Iași, sunt deținute și deci sunt titulari de studii de anatomie și foarte bine, deci în linii generale, deci, în avizele parvenite, nu se conțin obiecții, dar în final, se menționează că lucrarea, vascularizarea și inervația organilor genitale la ecoroace în omotogeneză postnatală, realizată deci în cadrul programului de doctorat la Universitatea 431.02, morfologie, morfopatologie și oncologie animalilor, deci prin actualitate timpului abordare, interpretarea științifică a datelor, structura și redactarea tezei la un nivel înalt științific, prezintă o lucrare bine structurată, o valoare de științifică și aplicativă înaltă, iar domnul Ghidoru Sergiu merită cu certitudine conferirea gradului științific de doctor în științe medicale veterinare la Societatea 431.02 Morfologie, Morfopatologie și Oncologie Animalilor. Deci, iată, pe scurt, deci, era necesar după regulamente să mai da. Domnul secretar, vă mulțumim frumos. Acum o să spun domnului pretendent la NACU titlu, doctor în științe, să dea răspuns la avizele parvenite. Vreau să spuneți că profesorul și persoanele europene au avizele pozitive și evident m-a spărit pe viitor sportivul cercetările puse în această criză. Comparație, poate să fie și altă. Mulțumim. Ei, întâi luăm decizii noi și următoare vă pătrâți. Foarte bine, eu mai scot o leapă stresul dumneavoastră. Înțelegeți, acum oferim cuvântul conducătorului științific să-și expună opiniile pe scurt față de teză și mai larg față de pretendent la titlul de doctor în științe medicale. Poftim domn profesor Valeriu Enciu. Da, eu cer scuze care nu știe, cer scuze domn profesor. Este foarte așa răcit, să zicem, vocea e slabă, dar succint, să nu vă forțați, momentul e de bat, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Dacă vedeți. Am ajuns astăzi la o zi importantă, când competitorul Sergiu a adus în fața Consiliului fața onoratei asistențe, rezultatele cercetărilor pe care le-a realizat în ultimii 4-5 ani de zile. A fost o întrebare pe care eu, profil sau altul, a fost o întrebare pe care am pus-o atunci când noi am început și am început această cercetare. Dacă există specii de cu sisteme de întreținere diferite, extensivă, semi-intensivă și intensivă. Care este diferența? Diferența este numărul și cantitatea de procedeturi ținute pe parcursul unei vieți productive a unei firme. Și în așa condiții ne dăm seama că necesitatea de a intra în profunzimea cunoașterii aspectului morfofuncțional a partea genital joacă un rol primordial în procesul de reproducere. Pentru că atunci când se formează sistemul circulator, arterial și venos, în sistemul nervos se stabilește la nivelul organului complexului genital, noi ne dăm seama că dumneavoastră ați menționat o președinte, că da, și pentru că alte sisteme se dezvoltă. Într-adevăr se dezvoltă. Dar pentru noi era important să înțelegem când și la ce moment a ajuns femeia în regimul de creștere intensivă, la momentul când toate cele trei elemente care se vorbesc în teză
circulație arterială, circulație venoasă cu patul arterial venos și arterial și circulație nervoasă, e clar că noi n-am vorbit niciodată despre un element extraordinar de important care este rolul hormonal asupra organelor genitale. Dar era important să înțelegem la ce vârstă este formată sau sunt formate sistemul arterial, sistemul venos și sistemul nervos, care se poate să asigure controlul asupra organocomplexului genital. Deci asta a fost elementul de bază al acestei cercetări. Și eu cred că doctorantul Sergiu Dăruc și-a realizat obiectivele pe care le-a propus, a găsit metodele respective și metodele adecvate pentru această cercetare, a adus această cercetare la finalizare și, în rezultat, avem propus sau are propunerile și recomandări de practice pentru producători. Acesta este un mare secret, deoarece a trebuit să stabilească această vârstă optimală. Dacă este despre cercetare. Pentru că, ca să vorbesc mai despre tine, să vă rog, a, dacă despre dumneavoastră. Da. Drumul anevoios al unui cercetător științific îl cunoaștem majoritatea de noi. Numai cel care are în suflet dorința de a obține și de a demonstra niște rezultate, poate și are dreptul să ajungă la o finalizare. Are o capacitate de muncă enormă, are cunoștințe fundamentale în domeniul anatomiei, histologiei și fiziologiei și poate și trebuie și el începe să devină un specialist de performanță în acest domeniu. Și faptul că istoria noastră de colaborare este mai lungă. Pur și simplu, la un moment dat, i-am zis că trebuie să apreciezi ce vrei în viața aceasta. Și în momentul când el a decis ceea ce vrea, a reușit. Eu știu că, până la ora actuală, el are publicate peste 60 de lucrări în general, are 6 lucrări la tema de referință de susținere care o are astăzi. Vreau să spun că este o persoană formată ca cadru științific, cadru didactic, care, dacă nu va părăsi acest făcaș al cercetării, entuziasmul științific și a dederii față de ceea ce face, va avea rezultate extraordinare. Fiindcă are competențe în tehnologiile informaționale, are competențe în programele de aplicare a cunoștințelor din tehnologiile informaționale în domeniul morfologiei aplicative și aceste capacități și calități ale lui îi dau posibilitate și eu confirm că astăzi domnul asistent Sergiu Dăruc este o persoană destul de pregătită și chiar foarte pregătită în domeniul morfologiei. Nu de mult are și cursul de morfopatologie și are toate șansele să devină un specialist și un bun expert în acest domeniu. Eu consider că a lucrat efectiv, consider că rezultatele sunt elocvente și a îndeplinit completamente programul pe care și-a pus în față și astăzi ne-a prezentat ceea ce a realizat dumneavoastră. Îmi rămâne să-i urez succese pe viitor. Domnule conducător, te vă mulțumim frumos, dar vă bine, ce drept cam mult, dar noi înțelegem, poate vorbi foarte mult despre domnul de Dăruc. Acum vor vorbi și vor confirma cele spuse dumneavoastră de noi, sau poate nu, referenții oficiali, și oferim cuvântul domnului referent, domnul profesor Sumanț Sergei, care va prezenta o parte din avizul său,
A spune pe sistemul online este în afara țării, când atât, da? Vă rog, domnul profesor, mă auziți să mă invitați, vă oferim cuvântul. Da, mă auziți. Da, cu timp. Thank you.
analizat comparativ la concluzii concluzii atât aspectele de consiliat, care sunt și copii concluzile și interpretările obținute prin dezbatere de diferență, care se pot genera și stimula și societate de perspectivă, fiind de existare în tot direcții de investigare. Rezultatul în cuvântul cu o punct de evident că au permis
coaptă într-un cuptor cu temperatura cea mai normală pentru a avea o calitate internă și față frumoasă la exterior, la Departamentul Siguranței Alimentelor și Sănătate Publică, și astăzi scoasă și pusă la dispoziție pe masa Consiliului Științei Specializanței. Deci teza respectivă se referă la studiul anatomografic comparativ axat pe aprecierea indicilor morfometrici de crește a compartimentelor organelor genitale la eproace, a surselor de vascularizare și inervație, a formării și distribuției patului vascular și a rețelei nervoase a acestora. Ce s-a menționat și domnul președinte și atât domnul referent, domnul profesor, și în discuție a fost de acum că utilizarea tehnologiilor depășite de întreținere și creșterea ieptor, fără luare în calcul a facultăților morfofuncționale, pot provoca derivări funcționale și comportamentale vizibile nu numai la nivelul unor organe și aparate cu masă la organe de producție, dar și la întregul organism. Fapt ce influențează negativ asupra performanțelor de productivitate a acestor animale. De asemenea, cred că nu necesită o argumentare aparte a prevederilor științifice despre faptul că cercetările morfologice multilaterale asupra mamiferilor domestice permit dezvăluirea principalilor legități ale filoșotogenezei, dar și cunoașterea capacităților potențiale ale aparatului morfofuncțional, morfozal, la diferite condiții de întreținere și creștere. Ce este fel la notatea științifică, stimați colegi, s-a vorbit de acum și competitorul foarte concret a menționat, pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizat un studiu macro și microscopic anatomografic al organelor complexului genital la eproace, care a fost supus concomitent cercetărilor morfometrice comparative în perioada de vârstă postnatală. Este foarte important, stimați colegi, ce se referă întrebări referitor la suportul metodologic al cercetărilor. Prezentul lucrare a fost realizată în perioada anului 2008-2023 în laboratorul, am spus, respectiv, la departamentul respectiv și vreau la bun început spun că eu sunt cunoscut și parcursul activității domnului Turuc, cât atenție și dăruire de sine și-a pus toată cunoștința, stăvirea ca astăzi să ajungă la această tribună cu acele rezultate. Teza de doctor elaborată și prezentată pentru avizare de către comitorul Sergiu Doruc este o lucrare științifică cu structură reglementară expusă pe 170 de pagini și cuprinde anotare, deci toate cele capitole necesare într-o teză, nostru e număr aici, expus pe 270 de pagini și așa mai departe, are 27 de figuri, 15 tabele, 9 anexe și altele. Referitor la acea etică care trebuie să o cunoască fiecare cercetător științific și deontologie, deci în teză sunt respectate normele etice, deontologice și de bună conduită. Sunt citate articole examinate și din care au fost folosite unicurile anumite idei sau ipoteze științifice. Este respectat aportul personal al titularului sau convictorului în realizarea tezei respective. Deci, eu, dacă permiteți, dau și ultimul punct de acest aviz. El este mai mare? Poftim. Vreau să precizez că lucrarea de doctorat, vascularizarea și inervația organelor genitale la iepuroaice în ontogeneză
sportală realizată de competitorul Sigi Duruc prin actualitate de abordare și interpretarea științifică a datelor științifice obținute. Prin realizarea ei la un nivel înalt științific prezintă o lucrare bine structurată, cu valoare științifică și aplicată înaltă, întrunește totalmente cerințele ghidului ANACEC a Republicii Moldova față de teze de doctor, iar autorul ei merită conferit titlul științific de doctor în științe medicale veterinare la specialitatea pasul 32.02, morfologia, morfopatologie și oncologia animală. Eu vreau să felicit atât comitorul, deci conducătorul, decanatul facultății, cu această lucrare frumoasă, care a fost azi ascultat cu mare interes de către cei prezenți și eu cred că cu acest material sunt cunoscuți și alții, și alții, și vor mai face cunoștință și în biblioteci, în discursuri respective, deci cu rezultatele tezei respective. Vă mulțumesc! Domnule referent oficial, domnule decan Iorgan, vă mulțumim frumos! Și acum, domnul Sergiu Dudru, vă rog, dacă puteți să dați un răspuns. Domnule care a luat un timp, ați plătit. Vă mulțumesc pentru aprecierea pozitivă a tezei de doctor și vom continua mai departe cu lucrarea și realizarea acestor obiective care au fost puse și pot fi interiorizate. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Acum vom continua cu alte raunde de activități, dar totuși eu doresc să menționez, poate îmi cer scuze la cineva, dar acum am observat că între noi este și Președinte Asociației Medicilor Veterinari din Republica Moldova, domnul Moroz Mihai, colegiul medicilor veterinari, vă salutăm, vă urăm succes, mulțumim pentru participare. Așa, acum trecem la discuții. Discuții vor fi multilaterale, membrii Consiliului obligatoriu au dreptul, nu au dreptul, dar sunt obligați să vorbească, dar și toți care sunt, sau o parte dumneavoastră v-ar dori să vă urez o tărie de caracter să vă expuneți părerea asupra lucrării domnului Sergiu. Așa, cine dorește să înceapă raundul de discuții asupra tezii domnului Doruc? Poftim. Nu secretarul, și dintre vorbesc la urmă. Secretarul spune partea noi. Vă rog. Nu suntem mulți, ne cunoaștem și nu e obligatoriu să-l lăudăm. Nu suntem la ziua de naștere. Discuții trebuie să fie strict într-un context profesional și cu orări de bine, dar totuși ce vedeți? Nouă lucrare, ce ați vrea să fac în viitor, totuși el de acum se gândește la doctor habilitat să facă lucrare și bine. Eu cred că cu experiență 2 ani de zile nu m-am gândit la nimic. Cum am gândit, dar depinde de caracter, de dorințe. Și apoi ce nu poate vorbească numai domnul cameraman, dar este toți. Toți sunt ușor. Da, domnul profesor Nicolae este oferit cuvântul puțin. Și, da. Domnul Nicolae, dacă trește în coași la vadă și publicul ar, fiindcă rămâne istorie pentru tot timpul. Camera scăță. Aia se întoarce. Cred că este. Deci asta înseamnă să deci, referitor la materialul care a fost prezentat, rezultatele tezei de către domnul Sergiu Peruc, pot să menționez că, da, într-adevăr, este o temă actuală și ea este din importanța acestei ramuri pentru economie, pentru sectorul zootehnic. Vreau să menționez că, da, competitorul a utilizat multilateral mulți indici care a putut să ajungă la rezultatele scontate, respectiv și de ce nou și metodele clasice care au fost utilizate, metodele noi, despre care am menționat și chiar am pus și întrebare, dacă am fost folosite de pe cineva. Noutatea științifică
deci este informabil după rezultatele care au fost expuse. Consider că doctorandul a îndeplinit această lucrare conform cerințelor ANCE. Totuși, dacă îmi permite să spun la concluzia finală, vreau aici o mică propunere și din propunere referitor la concluziile generale. Dumneavoastră specificați în concluzia 2, vârsta optimală pentru dezvoltarea structurii de pline la 4, 4, 5, 4, 4, 3 și 5 luni, din creștere postnatală, iar dacă îmi permite la concluzia 6, schimbările respectiv care au loc în nivelul operatorului de inervație și vascularizare, dumneavoastră puteți că ne confirmă că creterea a patra lună de dezvoltare, deci capără capacitatea structurală pentru a fi utilizată în reproducție. Cred că totuși creterea a patra lună, trebuie să înțelegem de la treia lună, a patra și până la cinci. Deci, cred că luna a patra sau patru jumătate, cum ați menționat, dar trebuie să figureze și la concluzia 6, mă gândesc. Deci, ar putea fi o diferență de o lună, să zicem, sub a patra. Dar o lună de zile, iepure respectiv ar putea să adauge un kilogram. Și aici ne spune multe despre asta. Un alt moment important ce ține de și aș vrea să vin aici și cu grupul de limba arterială, dacă luați, nu vă luați în considerație sau nu. Deci, noastră a stătea cu rasă nouă zeelandeză, linia Chi Plus, da? Da, recomandăm că dați la ecologice de ordine general. Rasele sunt, liniile și corpurile sunt multe, greutatea corporală diferită, dezvoltarea organelor genitale, este în mod diferit. De ce? Părerea mea este că corect ar fi noastră să specificați rasa și linia care se face așa trebuie. Asta și în lucrare, și în datele de tabiere, și în concluzii și recomandări. Părerea mea cred că așa este, fiindcă absolut fiecare rasă are timpul de dezvoltare, greutatea și posibilității de a fi însemnățat absolut pot fi diferit. Adică o diferență de o lună, două, nu știu, dacă considerați că este de folos și este util această propunere, atunci mă rămâne doar să mă bucur că lucrarea asta are un aspect cu cel care ar trebui. Și, în concluzie, consider că lucrarea corespunde tuturor cerințelor ANCE. Deci, poate fi acceptată și eu cred că o să fie deci, susținută și aprobată de către Consiliu. Iar competitorul merită să se ofere pentru științific, de doctor în științe medicale veterinare. Și pe această notă vreau să vă duc felicitări. Vreau să felicit și conducătorul cu această realizare și colectivul care a contribuit la realizarea acestei lucrări. Mulțumesc! Domnul profesor, vă mulțumim frumos, mă rog, cine dorește să mai vorbească și spună de lucrările, tinerii. Dacă îmi permite, domnul. Da. Membru Consiliului de Institut, domnul doctor, cu ce valere, poți întrebi. Stimate după și nu, stimați membrii ai Consiliului, nu stimați cei prezenți, mă rog, încător. Ați ajuns la momentul când efortul dumneavoastră în conducerea discipolului să finalizare frumos. Deci asta înseamnă că am luat cunoștință cu lucrarea, conținutul lucrării, rezultatele care sunt expuse acolo. Am luat cunoștință de structura rezumatului, care succinte de principale rezultate ale studiului și vreau să zic că am impresie foarte bună. Este rezultatul care a obținut domnul Sergiu Bidou. Începând cu cei care au sfârșit metodele de investigație, metode specifice pentru domeniul morfologiei veterinare, să zicem, în cazul de față, animalelor, și au obținut și rezultate care se așteptau să apară, ieșind din scopul și obiectivele care au fost formulate.
se ne apreciez în totalitate, pozitiv. Structura, volumul și celelalte cerințe care țin de reglementările comisiei respective sunt corespunzătoare și aici nu am niciun fel de obiecție. Mă bucur mult faptul că răspunsul la întrebare care am dat-o cu totuși au avut și satisfacție în urmă și încetărul este foarte bine, că timpul care noi trebuie pentru este plătit pentru sfârșirea metodelor și aplicarea acestor tehnici poate fi destul de anevoios și numai nu chiar atât de plăcut, dar rezultatele schimbă dispoziția cercetătorului. Aș vrea să vin cu doar câteva obiecții care nu schimbă nici de cum esența rezultatelor științifice, fiindcă în știință așa este, totul se schimbă spre bine și încă nu mai există niște spațiu pentru îmbunătățire. Mă refer la unele formulări a textului sau formulări mai rezultatelor sau și altor din rezumat și mai puțin, care după părerea mea pot să fie îmbunătățite, ținând cont de rigorile lingvistice care de cele regulamente. Dar asta îi explic pentru mine, în primul rând, că domnul Sergiu totuși este, acum vorbește foarte bine în limba română, dar a făcut studii în limba rusă, că și noi toți am trecut prin asta, și când am trecut de la limba rusă la limba română, a fost o perioadă de studii interesante. Dar vreau să zic că Denisul a trecut cu tine și acum foarte bine se descurcă. Dar, totuși, în rezumat, există unele momente care pot să fie îmbunătățite. Dar asta nu schimbă esența științifică a rezultatelor. De ce? Confirm corespunderea tezei rezumatului cu rigorile reglementate și propun ca teza să fie înțeleagă mai departe și confirmarea titlului de doctor în știință medicală veterinară. Și vreau să întreb și ceea ce a dat astăzi și capacității de și aptitudine. Domnul Cosiu, mulțumim frumos. E clar că obiecții, aici nu sunt obiecții, dar unii avea momente observate. Fiecare îmi interpretează, așa? Și eu nu știu dacă acum ar mai putea fi schimbat, era să ieși repartizat sau mai departe. Dacă ceva e esențial, de acum, domnul se adrea să vadă. Eu am văzut mii de referate și fiecare numai seamănă, dar se diferă esențial. Iată se numește autoreferat, fiecare își expune opinia, viziunile proprii și a mai departe. De aceea vă mulțumesc frumos, dar ce a spus domnul profesor, nu v-ați luat în cap, discutați, dacă ceva ieșe din comun, vă rog luați următoarele. Da. Da, domnul secretar, sunt la următoarea de așa, acum cine mai dorește vorbească? Iată, sunt colegi așa relativ, cei care și-ați lucrat împreună cu dânsul, cunoașteți, vă așteaptă soarta lui peste 2-3 luni de aceea, ar fi bine să vorbiți în adresa lui, pe urmă la vorbească altfel, dacă vă treceți acum. Așa? Nu. Eu pierde eu zic. Asta acum doresc cineva să vorbească care nu sunt membrii Consiliului Științei. Membrii, am spus, vorbesc toți obligatori. Mă rămas domnul de treniu, că eu sunt domnul de treniu. Nu doresc sau. Da, fapt. Domnul prodecan Dimitri, cer scuze. Întoarce rog camera. Și doresc iarăși să spun că la ședința de astăzi este și
prodecanul facultății, domnul Mațăncu Dumitri. Și nu numai că este, este și proprietarul firmei, unde a fost făcut cercetările, prin urmare el poate spune firme de viu. Și în realitate că au fost făcut cercetările și avem de parte. A, pot timp. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, bună ziua. Sergio, sunt onorat, sunt foarte emoționat că sunt alături de mine astăzi aici. Și cu această ocazie vreau să felicit cu acest final a studiului tău. Astăzi vorbesc ca un publicultor. Poate că am vorbit puțin mai târziu, dar problema chiar este foarte actuală în domeniu. Cu Sergio, din 2016, am deja am intensificat vizite noastre pe la ferme de iepuri și de a, printr-o precizare, vreau să menționez un lucru că Sergio a vorbit despre sistemul intensiv. Sergio a avut în vedere nu sistemul intensiv de creștere, dar sistemul intensiv sau foarte intensiv de reproducere a iepuroacelor. Deci, în, practic, în toate crescăturile de iepuri din Republica Moldova se practică în sănătatea oficială. Și se practică creșterea individuală a fiecărui iepuri, respectiv fiecare familie, ceea ce aduce sau complică lucrurile de a plăcea care femeie să fie aleasă pentru reproducere. Și a apărut interesul vostru, pentru că era o întrebare care nu găseam răspuns în literatură societate și a spus Sergiu, hai să găsim acel răspuns în cercetările tale. Și pentru asta vreau să încă o dată să-i mulțumesc că a găsit acel răspuns și din punct de vedere științific. Deoarece femeile din sistemul superintensiv se însănânțează de la 7-8 însănânțări per an, care se vor cu ciclul de 42 de zile, respectiv 30 zile de gestație și 14 sau 12-14 zile din nou se reproduce, se însănânțează artificial. Ceea ce servește un stres tehnologic foarte mare pentru reproduce și foarte repede se epuizează organismul femeie. Și, respectiv, primele măsurări care au fost ținute de corpul sau de talia animalului, practic, animalele fiind hrănite după recetă specială, repede creșteau și noi foarte repede le introducem în ciclul de reproducere și în 3-4 luni ne sunau proprietarii și ne spuneau, domnul doctor, că reproaica noastră deja nu mai aduce alte progenitori. Și respectiv, Sergiu a demonstrat astăzi că respectarea acestor timp fiziologici, da? De la 4 la 5 luni, oferă acel maxim sau acel maxim potențial acestei femeie pentru a obține cât mai mult descendenți de la această femeie. Încă o dată, felicitări, Sergio, felicitări domnul profesor Enciu, că discuția a fost între ei și dumneavoastră ne-a susținut și a spus, băieți, vă susțin cu toate cunoștințele mele și încă o dată, felicitări și mulțumesc. Așa, domnul Mațăncu, mulțumim frumos. Vă rog, cine dorește să mai vorbească. Dacă da, pe domn decan, Mihai Popoi, vă rog frumos. Colegi. Domnul Mihai, dacă doriți aici, cum vă mă? Vreau să zic și eu câteva cuvinte în adresa pretendentului la gradul științei fiecare doctor în științe medicale veterinare și vreau să încep cu aceea că exploatarea la maximum a potențialului de reproducție la animale este practic unul din elementele importante care determină rentabilitatea creșterii unei sau alte specii de animale. În acest sens, în momentul introducerii principiul de reproducție a femeilor este unul din factorii importanți. Domnul Sergiu, din aspect științific, a izbutit să demonstreze că introducerea la reproducția reproducilor coincide cu vârsta de aproximativ 45 luni. Ceea ce a demonstrat domnul Sergiu are interes atât științei, dar mai ales aplicativ, practic, după cum s-a menționat și proprietarul fermei de iepuroace, domnul Dumitru.
singură originalitate metodilor pe care le-a folosit Sergiu în realizarea cercetărilor, în vederea demonstrării ceea ce a avut în sensul. Și de mai mult bucură originalitatea expunerii rezultatelor cercetării în lucrare pe care a efectuat-o. Bucură ochii ceea ce am văzut în natură, să zicem așa, pieza domnului Sergiu. Cred că aici un rol important și o contribuție importantă a avut-o și conducătorul tezei, conducătorul domnului Sergiu, domnul profesor Valeriu Genciu. Felicitări în acest sens atât pretendentului la obținerea titlului, bravo științe, mai bine zis, cât și felicitări domnului conducător. Prin neobosita sa muncă, eu câteodată îmi pun întrebare de unde ajunge domnul profesor atâta efort ca să conducă concomitent mai multe lucrări, mai multe activități. Sper că domnul profesor va ajunge încă în continuare eforturi ca să facă la capăt conducerea și a altor persoane implicate în societății noastre. Astăzi, felicitări Sergiu, facultatea s-a îmbogățit, se îmbogățește când cu un doctor, sper, hotărârea o să fie pozitivă în favoarea dumneatare, pentru care vă dați să aduc felicitări pe dumneatare, cât și conducător. Vă mulțumesc! Domn decan, vă mulțumim frumos! Vă rog, cine doriți să mai vorbească și îți spun gândurile, părerile, opiniile. Dacă nu sunt, atunci, domn profesor, Cătălin Mițunea, vă rog frumos. Stimate domnule președinte, membri ai Consiliului Științific Specializat, colegi, astăzi suntem martorii susținerii unei teze pur morfologice. E foarte bucurător faptul că astfel de teze sunt destul de rare. Și în ultimii ani, un pic s-a ameliorat situația cu acele decizii în codul învățământului. Au impus mulți specialiști din domeniul fundamental să accelereze susținerea tezelor și la noi la medicină și iată și domnul Sergiu Tidoruc. Și doar acele persoane, cei cercetători care nu au realizat niciodată o disecție, care au realizat, pot să aprecieze la justă valoare lucru titanic pe care l-a efectuat Sergiu, folosind toate acele momente clasice, importante în studierea pieselor anatomice, începând cu macro, aș zice eu și macro-micro, căci toate vasele acestea mărunte și nervii au fost, după toate, disecate sub lupă și, nu în ultimul rând, tehnica microscopică. Sunt foarte demonstrative acele imagini impecabile obținute prin tehnica propusă de Sergiu, metoda fluorescentă. Eu pentru prima dată am văzut așa imagini, chiar în primele... Când prima dată le-am văzut, am discutat cu Sergiu, chiar m-a interesat acea metodă prin care el a obținut aceste imagini așa de frumoase, cu acele ramificații mărunte până la cele mai mici ramificații de vaselor sanguine. Aici e dimensionat și acea colaborare între specialiștii în morfologie de la Universitatea de Medicină și acea de la Universitatea dumneavoastră, Osta Agrară, când am început în aceste relații cu domnul profesor Enciu și acum, deci, în cadrul Universității Tehnice din Moldova. Sunt absolut de acord cu cele vorbite. Într-adevăr, lucrarea este actuală, cu o valoare incontestabilă, atât teoretică cât și practică, s-a vorbit astăzi despre asta, și domnul Sergiu merită pe deplin titlul științific de doctor în științe medical-veterinare. Felicitări!
Domn profesor, vă mulțumim frumos. Stimați colegi, cine mai dorește să expună gândurile? Dacă nu și nu, atunci de-a mă eu impun vorbea secretarul științific. Domn profesor, vă rog frumos. Fără să mă impunez, domnul audiență, deci am astăzi o plăcere deosebită când deci, am ascultat teza, deci, sau raportul domnului pretendent la titlul științific, deci doctor în centenară. Văd vă spreitate de cunosc ca student, apoi ca cadru didactic. Știți că fiecare din noi creștem, ne bucăsim cunoștințele. Cu mare plăcere, deci, prezentarea de astăzi este logică, deci foarte bine prezentată, ilustrativă, care mult de noi deja fi bine ca să fie ca o pildă. Deci, fiecare lucrare deja are un scop, după părerea mea, scopul forța atinsului de plin. Deci, lucrarea fiind originală, deci, poate fi deci implementată în practică. Mai ales dacă avem deci stăpânul sau deci fermele care vor fi implementate rezultatele. Perioada aceasta de vârstă, 4,5 luni. Deci, ca atare, este importantă. Știm că după o alimentare incorrectă, deci când animalele devin obeze sau alte probleme de sfuncții hormonale, pot nu obținem rezultatele cele care sunt deci, necesare. În general, deci, sunt de acord cu domnul conducător, profesor Enciu, cu deci, cuvintele care bine spus în adresa deci, pretendentului. Știu că ambii au depus efort mult și au muncit, deci, ca atare, de ce e felicit pentru rezultatele obținute, pretendentul deci, de plin. O părerea mea, deci, poate deci, pretinde la urmărirea titlului medic veterinar sau doctor medicină veterinară, deci în titlul de calorie veterinare. Și cu această ocază vă felicit și să obțin deci, o rezultată finală în cel mai acasă activă. Mulțumesc. Domnule secretar științe, vă mulțumesc frumos. Are și cu ultima dată, rog. Se vă expune cine mai are dorințe, dar dacă nu, atunci permiteți și mie să-mi expun opinia. Adică atât eu parcurs am comentat opinii. Astăzi, în realitate, suntem la o manifestare foarte plăcută în cadrul facultății, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Domnul Sergiu a evoluat foarte bine. În text, și de limbă, cum s-a menționat, și de conținut, și de atitudine. Lucrarea lui este prețioasă, în primul rând, după mine, notă pentru practică, cât pentru știință, pentru că au fost aplicate metode foarte moderne de investigare a organelor genitale, care pot fi aplicate, evident, și la alte organe. A arătat posibilitatea intensificării sau dezvoltării așa mai rapide a unor componente, dacă nu toate organelor genitale, și în corelație și cu masa corporală, cu viteza de creștere animalelor. Eu, Sergiu, nu întâmplător am abordat întrebarea de rezistența naturală la nivel de organe genitale. E clar că acolo sunt în momente care nu le știm orice mucoase și mai departe, seroase, sunt substanțe, lizocim și altele, dar formațiunile care sunt ar fi evident bine și în viitor, în ai plăcerii, ar fi un lucru bun. În genere, iată, domnul profesor a spus că cercetările au fost făcute, dar boltul sau impunerea a fost făcută prin hotărârea guvernului care e pe voi și pe noi e impus să forțăm situațiile. Și mine mă bucură faptul, poate cineva nu chiar bucură, dar ai fost primul din generația asta care a stagnat
să dai un pas înainte să mergi cu ținerea de. Asta nu înseamnă ca să fiți cu o lună, cu două mai devreme, dar este un lucru. Eu am niște prieteni cu care copii se vădeau, spune, tu ne-a să spui, bă, da, că eu sunt mai mare cu două minute decât tine, de genul în doi. Dar aici este altă față. S-ar putea de vorbit mult. Și prezentare bună, atitudinea bună. Eu, deodată, aș vrea să mai menționez, în primul rând, atitudinea foarte colegială a colegilor. Întrebările, la moment, la temă, discuțiile care au fost, atmosfera creată, este un lucru bine. Și analizând situația asta, eu tot sunt de acord ca noi să luăm o decizie corectă de a ne adresa la organe superioare în știință, de a fi promovat, acceptate hotărârea Consiliului, care sper să fie pozitivă, eu nu pot să insist asupra membrilor, dar tu, în realitate, meriți să devii doctor în medicină veterinară. Și știi că lucrul ăsta este foarte responsabil. Asta nu e o bucurie, dar e o responsabilitate față de tine, în primul rând, față din cei din jur. Adică se schimbă și unii persoane care nu înțeleg lucrul ăsta încep să plutească. De atâta trebuie să rămâi cum ai fost, mai bun, și să știi că ai avut ajutor să oferi consultanță, începând cu studenții, colegii tăi și așa mai. Eu acum ofer cuvântul domnului Dorux și expun opinie față de cei care au vorbit și pe urmă mergem mai departe după regulament. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Științific Specializat pentru aprecierea, pentru sugestiile care au fost oferite, evident, ei vor fi luate în calcul. Cum și-a fost menționat, a durat destul de mult această cercetare, dar s-a realizat cu obiective, cu scopurile și vă mulțumesc mult pentru susținere și pentru toate sugestiile. Așa. Mulțumim frumos, iată, eu am aici scenariul oficial. Acum, secretarul științific citește proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practic rezultate obținute în teza de doctor sau doctorat, științe medico-adunat, un titlu științific solicitat. Nu știu că dar vă rog citiți, dar s-ar putea așa atenție, azi la mijloc. Așa, putem. Deci, onorată asistență, prioritez că aici vă aduc la cunoștință hotărârea Consiliului Științific Specializat ANTICOV. Deci, care a fost formată prin decizia ANACER numărul 2, prin 29 septembrie 2020. Deci, specialitatea, deci, 431.02. Morfologia, morfopatologia și oncologia animală. Și asupra tezei de doctor în știință medicală veterinară, cu teza vascularizare și inervație a organelor genitale la iepuroaice în ontogeneză postnatală. Deci, autor domnul Sergiu Tudoruc, conducător științific Ienciu Valeriu, doctor habilitat în știință medicală veterinară, profesor. Deci, după hotărâri, este necesar, deci, integral. Deci, face un format de teză de doctor în regime, în care, deci, pot să vă anunț că domnul, deci, autor de Doruc și conductor Ienciu Valeriu, prin lucrarea prezentată, deci, cu care se abordează problema actuală din domeniul puniculturii, deci prin aprecierea parametrilor morfometrici de dezvoltare a segmentelor organelor genitale, a formării și distribuției patului vascular și a rețelei nervoase acestora este dictată de interesul producătorului. Deci, rezultatele obținute au o valoare teoretică și științifică și completează investigația
realizată până în prezent. A doua, deci, parte componentă, deci rezultate științific de bază obținut. S-au stabilit, deci, dacă mă permiteți și mai pe scurt, pentru că de deci, ce două... Domnul secretar, dar mai este concluzie, dacă faceți. Vedeți numai punctul 7. Da, ia de ce spune domnul profesor, vă rog. Da, bine, eu, deci, prima parte, deci, care da, e necesară, când este necesară, aici, deci, decizia. Este semnificația teoretică, cei care s-au discutat, deci, recomandările de a trebui rezultatul, deci, este concluzie. Acum, concluzia, deci, sau decizia de acum, dacă el este concluzia, deci, decizia. Consiliul Științific Specializat ad hoc, D431.02.2366, deci, formată prin decizia ANACEC numărul 2 din 29 septembrie 2023, din 5 decembrie 2023, deci ziua de astăzi, Societatea 431.02, Morfologie, Morfopatologie și Oncologie Animalului de Cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în conformitate cu actul normativ al ANACEC decizie. În urma susținerii publice a tezei de doctor, cu titlul Vascularizarea și inervația organelor genitale la ecoroaice în ontogeneză postnatală, elaborată de către pretendentul la titlul științific de doctor în științe medicale veterinare, Didoroc Sergiu, prezentată de aceeași 431.02, Morfologia, Morfopatologie și Oncologie Animalilor, prin vot unanim, deci... Așa, înțeleg noi pe urmă, da. Deci, așa, deci, după ce omul va fi, deci, s-a împlinită, deci, ca da, da. Da, deci, așa, deci. Da, așa, domn secretar, vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Acum, conform prevederilor legale, membrii Consiliului Științific. Adică noi ne vom retrage într-un birou separat pentru votarea nominală a hotărârii care a fost citită domnul secretar. Aha, stimată audiență. Membrii Consiliului Științific a procedat în vedere conferirii titlului științific doctor în științe medical-veterinare, domnului Didoroc Sergiu, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medical-veterinare, cu titlul Vascularizarea și inervația organelor genitale la epuroace în utogeneza postnatală, au participat la votare 5 membri Consiliului Științific, dintre care pro au votat 5, contra 0, prin urmare, votul este unanim pozitiv. Permiteți să aduc felicitări Universității Tehnice a Moldovei, Facultății Medicină Veterinară și, evident, doctorandului, conducătorului științific. Vă urez succes în realizări și prosperitate, fericire și liniște în familie. Vă mulțumesc frumos! Domnului pretendent sau domnului de acum doctorul științei medical-veterinare, da? După acceptarea hotărârii noastre la Consiliul Național. Vă rog. Vreau să mulțumesc conducătorul științei domnului profesor Ienciu pentru suport depus la realizarea acestei teme. Permanent m-ați susținut, mi-ați oferit niște, așa, imboluri, cum se spune, cum ați menționat, cimbrânchiului. Cred că a fost realizată această temă. Vă mulțumesc mult. Vreau să mulțumesc membrilor Consiliului Științific Specializat pentru aprecierea, pentru rezultatul pozitiv în conferirea titlului de doctor științe medicale veterinare. Vreau să mulțumesc colegilor care pe parcursul de efectuarea acestor studii m-au ajutat, m-au susținut, m-au
m-am încurajat. Mulțumesc. Și, evident, mulțumesc familiei care au răbdare, m-a susținut pe durata acestui timp și mă susțin și acum. Mulțumesc frumos tuturor persoanelor care sunt prezenți în sală și care mă sunt aici, care mă ascult. Mulțumesc frumos. Dacă poate simt, eu știu, opinii, ceva, dar dacă nu, eu anunț închisă ședința publică de sânere de doctor în știință domnului Sergiu Dumnezeu.